Cupa DHS ajunsă la ediția cu numărul 5 nu este doar o întrecere rezervată unor tineri bicicliști, ci și o campanie de conștientizare și promovare a unui mod de viață sănătos prin mișcare. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit în număr atât de mare. Ne bucurăm că sunteți alături de noi, ne bucurăm că vă putem împărtăși dorința noastră de a promova mișcarea în rândul dumneavoastră, în detrimentul calculatoarelor și altor gadget-uri ce apar noi pe piață. Pe lângă DHS și partenerii privați și-au adus aportul la buna organizare a acestei competiții, Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul Școlar Județean, Direcția Județeană de Sport, Crucea Roșie, Primăria Municipiului Deva, Instituția Prefectului și Consiliul Județean Hunedoara. Eu voiam să vă spun doar atât, Consiliul Județean sprijină performanța și vă dorim mult succes și să aveți parte de cât mai multe victorii. După speech-urile organizatorilor a început competiția propriu-zisă, care s-a desfășurat la două categorii de vârstă, preșcolari și elevi din ciclul primar, respectiv cei din clasele 5-8. În vreme ce juniorii competiției au efectuat un parcurs în care și-au arătat îndemânarea la mersul pe bicicletă, cei mari au avut de trecut o probă teoretică, după care au intrat și ei în traseu. În cele din urmă, echipajul câștigător s-a decis la baraj. Acesta a fost primul echipaj al școlii gimnaziale Nicolae Țic din Brănișca, câștigătorul de anul trecut, bucuria fiind imensă. 0 puncte, penalizare! Felicitări, cum te simți? Foarte bine, mulțumesc! A fost simplu, se vede antrenamentul, am fost foarte mult, la fiecare antrenament am fost și a fost bine. Și la Mamaia, la Constanța, ce vrei să faci? Tot ce se poate, am fost și anul trecut, tot noi am câștigat, am fost și eu în prima echipă și să sperăm că o să fie bine și acolo. Mersi, multă baftă! Mulțumesc! La rândul lor, organizatorii s-au declarat satisfăcuți de rezultatele acțiunii. A fost o zi călduroasă, însă acesta nu i-a oprit să se bucure de concurs și de premiile oferite de noi. Sperăm să-i vedem în fiecare an și să reușim să transmitem spiritul unei vieți sănătoase, astfel încât să crească iubind bicicletele. Mai trebuie menționat că acțiuni similare cu cea de la Deva s-au desfășurat și în alte reședințe de județ din țară, câștigătoarele urmând a se întrece în marea finală de la malul Mării Negre de luna viitoare.